Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, reacționează după ce fotografia cu standul țării noastre de la târgul de turism din New York a devenit virală pe internet și a stârnit o mulțime de critici. Potrivit ambasadorului nostru în SUA, felul în care țara noastră s-a prezentat la târg este scandalos și rușinos. El spune că nu a văzut nicio demisie și nicio asumare a răspunderii, iar lucrurile nu pot să rămână așa. Întregul scandal a pornit după ce consulatul României la New York a postat pe pagina oficială de Facebook o fotografie cu standul țării noastre la Târgul Internațional de Turism The Travel and Adventure Show, organizat la New York. Ulterior, postarea a fost ștearsă. În fotografia devenită virală apar șase persoane, printre care șeful consulatului României de la New York, Radu Ancuța, respectiv Gabriel Duțu și Bogdan Lupaș, ambii consilieri economici ai consulatului. Amenajarea pentru care Ministerul Turismului a plătit 7.990 de dolari a constat într-o bucată de pânză neagră pe care erau prinse din loc în loc câteva fotografii în format A4 cu atracții turistice din în România. Ministrul Turismului Constantin Daniel Cadariu a declarat că nu este mulțumit de modul în care a fost reprezentată țara noastră însă a dat vina pe expozanți